Marea actriță s-a stins din viață, este vorba despre Inga Swenson, s-a stins din viață într-un azil de bătrâni din Los Angeles, California, la aproximativ 6 luni de când a început să aibă probleme de sănătate. Vedeta a decedat la onorabila vârstă de 90 de ani, lângă soțul ei, Lowell Harris. Inga Swenson s-a născut la data de 29 decembrie 1932, în Omaha, Nebraska, Statele Unite ale Americii. Ea a început cariera sa în actorie și a avut o carieră de succes pe scena de teatru și în televiziune. Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără interpretarea lui Caterine în piesa de teatru Făcătorul de Minuni și a lui Gretchen Kraus în serialul TV Benson. De-a lungul carierei sale, a primit recunoaștere și apreciere pentru talentul și contribuția sa în lumea teatrului și a divertismentului.